Stimați reprezentanți ai donatorilor, delegației Uniunii Europene la Chișinău, Fundației Konrad Adenauer, doamnelor și domnilor, bună ziua și bun venit la evenimentul de prezentare a unor rezultate intermediare ale proiectului Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova. Vă mulțumesc că ați decis să vă conectați alături de noi și ați dat curs invitației noastre și să petreceți următoarea o oră și jumătate cu noi. Vă mărturisesc că îmi face o deosebită plăcere să vă întâlnesc chiar și în acest format online pentru a discuta despre contribuția adusă la întărirea democrației și a valorilor europene prin prisma proiectelor de bună guvernare. Această întâlnire a fost, de fapt, inițial planificată pentru sfârșitul anului trecut, dar tot am sperat că ne vom putea întâlni într-un format offline și am tot amânat-o. Deși la moment situația epidemiologică se anunță a fi mai bună, am decis totuși să fim prudenți și să organizăm acest eveniment în format online. Dar asta nu exclude faptul, desigur, că ne dorim foarte mult ca până la sfârșitul proiectului să ne vedem, să avem ocazia să ne întâlnim și pe viu. Din momentul lansării proiectului, DezvoltMD a urmărit constant obiectivul de a încuraja organizațiile societății civile din Republica Moldova, în special cele din zonele rurale, să fie mai implicate din punct de vedere civic. Ne-am propus să creăm un context favorabil pentru a impulsiona societatea civilă din afara capitalei să contribuie la dezvoltarea democratică a țării. Aceste obiective au fost transpuse într-un program de granturi, menit să fie accesibil chiar și acelor organizații care posedă experiență modestă în scrierea proiectelor. Astăzi, în cadrul acestui eveniment, ne propunem să scoatem în evidență primele rezultate și să vă prezentăm și niște exemple concrete de proiecte care, în viziunea echipei de proiect și a partenerilor de implementare, au contribuit în mod profesionist la obiectivele menționate mai devreme. În deschiderea evenimentului, sunt bucuroasă să salut și să ofer cuvântul doamnei Magdalena Müller-Uri, șefa secției de cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați venit la al doilea forum networking din Republica Moldova. Mă bucur să mă aflu aici. În primul rând vreau să vă felicit acele organizații care au beneficiat de granturi în cadrul celor două chemări, apeluri de propuneri în cadrul acestui proiect. Dumneavoastră aveți posibilitatea de a susține comunitățile la nivel local. În acest sens, UE a oferit subgranturi între 5 și 6 mii de euro pentru o schimbare spre mai bine în comunitățile dumneavoastră. Cu implementarea acestui proiect, UE urmărește să susțină societatea civilă, astfel încât aceasta să participe activ în dezvoltarea a bunei guvernanțe și sporirea responsabilității și transparenței, astfel încât societatea civilă să fie mai activă la toate nivelele. Scopul este ca organizațiile să devină mai active la nivel de comunitate. Susținerea Uniunii Europene, de asemenea, urmărește dezvoltarea parteneriatelor între autorități, societate civilă și alți parteneri, astfel încât să contribuie la implementarea acordului de asociere prin prisma bunei guvernări și protecției sociale. Rezultatul așteptat este dezvoltarea unei conexiuni active între organizațiile societății civile și autorități, în care cetățenii să joace un rol important în ceea ce privește elaborarea de politici la nivel local. Vreau să evidențiez faptul că UE este unul din principalii noștri parteneri care oferă susținere societății civile din Republica Moldova. Susținerea devine și mai proeminentă prin prisma pandemiei și am mobilizat toate resursele pentru a susține eforturile societății civile în această perioadă. Vreau să închei prin subliniere responsabilității și a rolului important care îl joacă fiecare organizație a societății civile, astfel încât
să se asigure respectarea drepturilor în comunități, cetățenii să participe la elaborarea politicilor la nivel local. Aceste organizații sunt coloana vertebrală a fiecărei societăți, sunt un element vital în dezvoltarea comunităților. Aștept cu nerăbdare prezentarea rezultatelor intermediare și le doresc tuturor partenerilor mult succes în ultimul an de implementare a proiectului. Le doresc succes și organizațiilor care au primit subgranturile. Vă mulțumesc și mult succes! Doamna Müller-Urey, vă mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte și pentru faptul că oferiți constant suport echipei de implementare. Suportul UE acordat societății civile din Republica Moldova este foarte apreciat și asta o vom vedea foarte clar la capitolul prezentării rezultatelor intermediare. În continuare, am plăcerea să-i ofer cuvântul domnului Ștefan Malerius, șef al Departamentului Cooperare Europeană și Internațională, Fundația Konrad Adenauer, cu sediul la Berlin. Добрый день. Мне попросили поговорить по-русски, поэтому поговорю по-русски. Сердечно вас приветствую от имени фонда Конрада Аденауэра. На этот второй networking, сетовой форум в рамках нашего проекта, который нацелен на поддержку гражданского общества в Молдове. Меня зовут Шефа Малериус, я представляю главный офис фонда Аденаура в Берлине. Я очень коротко хочу сказать про три момента, почему мы, как фонд, рад поддерживать и в лице Анны и ее команды осуществляет этот проект. Сейчас уже третий год. Во-первых, если смотреть на развитие вашей страны, Республики Молдова, на последние 10-15 лет, тогда это как раз гражданское общество, которое было, в отличие от от почти всех других актеров, не скомпрометировано как двигатель демократической трансформации, сближения к Европе в ценностном, социальном и экономическом плане. Во-вторых, мы как фонд осуществляем похожие проекты и в Грузии, и в Беларуси. Я считаю, что и на региональном уровне это как раз гражданское общество, которое продвигается очень много позитивных изменений. Я бы очень хотел, чтобы было еще больше регионального обмена среди представителей гражданского общества о том, как наилучше поддерживать нужных реформ в своих странах и в регионе. И, во-третьих, мы подразумеваем себя как немецкий фонд, так само, как и европейский фонд. И поэтому мы очень рады сотрудничать в этом проекте с европейской делегацией. Молдова — это наш, как Европейский Союз, сосед, и к тому же это европейская страна с богатой европейской историей. И мы заинтересованы в том, что этому соседу хорошо, политически, экономически и вообще, потому что тогда нам тоже хорошо, потому что хорошо нам только вместе. Это может звучать банально, но я считаю, что это как раз, или я понимаю это как раз как наша задача, работать на то, что нам всем, вам и нам хорошо. Кроме того, я обещаю, что быть очень коротко, и поэтому я сейчас еще раз приветствую вас всех и передаю слово Анне, которая вместе со своей командой замечательно руководила наш проект через последние непростые годы. Спасибо.
Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru cuvintele tale și pentru faptul că apreciezi efortul depus de echipa de implementare, dar și ai o viziune foarte critică a tot ce înseamnă bună guvernare în Republica Moldova și ne-ai ajutat tot timpul să înțelegem și noi cât de importante este să susținem organizațiile mici din regiuni și să le oferim tot suportul să implementeze proiecte bune. Conform agendei, partea introductivă a evenimentului se încheie aici și urmează prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului. Sinceră să fiu, am așteptat cu mare nerăbdare acest punct al agendei ca să vă prezint câteva din rezultatele muncii noastre comune de circa 2 ani. Sper că asta vă va face și pe dumneavoastră să vă simțiți la fel de mândri ca și mine, deoarece rezultatele nu erau posibile fără contribuția fiecăruia dintre beneficiari și partenerii proiectului. Deci, cu suportul... Cu suportul Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer, în primăvara anului 2019 a fost lansat un program de granturi pentru societatea civilă din Republica Moldova. Acest program de granturi a fost destinat în mare parte organizațiilor locale și oferea 3 tipuri de granturi: în dependență de area de acoperire a proiectului și experiența organizației. Și după cum vedeți și la ecran, am avut granturi pentru inițiative civice cu o valoare de până la 10.000 de euro, proiecte regionale cu o valoare de până la 30.000 de euro și proiecte cu acoperire națională cu o valoare de până la 60.000 de euro. Proiectul de granturi a țintit proiecte care aveau să contribuie la ridicarea principiilor de bună guvernare. Respectiv, întrebarea ce înseamnă bună guvernare ne-a preocupat constant. Reperul nostru a fost o definiție simplă care spune că buna guvernare este un proces în care instituțiile publice își îndeplinesc eficient atribuțiile, luând în considerare opiniile și interesele tuturor păturilor sociale. Acest termen este caracterizat de o serie de principii. Ținând cont că prin filtrul proiectului au trecut peste 350 de propuneri de proiecte, s-au conturat câteva principii ale bunei guvernări deosebit de populare. Și anume, transparența. Numeroase proiecte au urmărit, spre exemplu, cât de accesibilă, ușor de înțeles și disponibilă este informația prezentată de instituții publice locale. De asemenea, participarea cetățenilor, un alt principiu care pune mare valoare pe implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Eficacitatea și eficiența. În acest sens s-au conturat o serie de proiecte de monitorizare a bugetelor locale, achizițiilor publice și alte similare. Echitatea și incluziunea. Numeroase proiecte de incluziune adresate păturilor social vulnerabile, în special copii, seniori, persoane cu necesități speciale, dar și minorităților etnice, au fost aprobate spre finanțare. Deci rezultatele preliminare despre care vorbim astăzi au la bază proiectele implementate în cursul primului val de finanțare al proiectului, lansat în primăvara anului 2019. La acel moment am recepționat peste 200 de dosare. Noi calificăm acest număr drept fiind unul foarte ambițios. Dacă să fim foarte exacți, am recepționat 214 dosare. Corespunzător a urmat un proces dificil de evaluare, care, într-un final, a rezultat în 59 contracte de grant semnate. Iar astăzi vorbim despre 50 de proiecte finalizate. Ca să fim mai exacți, vorbim cantitativ despre 19 inițiative civice, 26 proiecte regionale și 5 proiecte naționale. Acoperirea geografică a programului de granturi ne-a bucurat cu o repartizare relativ uniformă. În acest sens, a fost elaborată o hartă interactivă a proiectului, care poate fi găsită pe pagina proiectului pe care o cunoașteți cu siguranță, www.dezvolt.md. Fiecare punct roșu de pe această hartă reprezintă o activitate implementată în cadrul primului apel de propuneri de proiecte.
Eu am să folosesc această ocazie și am să invit beneficiarii proiectului nostru să se regăsească pe această hartă, pentru că făcând click pe fiecare din aceste pinuri roșii, veți ajunge la un profil al organizației în care veți găsi și o descriere a proiectului dumneavoastră. În termeni cantitativi, proiectul a înregistrat la această etapă o serie de reușite, printre care peste 8.000 de beneficiari instruiți în cadrul activităților pe diferite dimensiuni ale bunei guvernări, și anume transparență, monitorizare bugetară, democrație participativă, activism civic, proiecte comunitare. Avem peste 150 de primării și consilii raionale dotate cu expertiză de profil îngust, strategii de dezvoltare, studii, politici publice și altele. În aproximativ 400 de localități s-au desfășurat evenimente de diferită natură. Sesiuni de informare, dezbateri publice, prezentări de produse analitice. Peste 500 de acțiuni comunitare au fost desfășurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepția capitalei, precum activități de plantare de copaci, salubrizare, amenajarea spațiilor, filmări de video pentru campanii sociale, formulări de petiții și interpelări, flashmoburi, campanii de mobilizare comunitară. De asemenea, au fost dezvoltate circa 50 de instrumente digitale, pagini web pentru primării, mass media regională, softuri pentru creșterea transparenței. Peste 150 de strategii, planuri de lucru și analize și rapoarte de dezvoltare, incluziune, comunicare au fost realizate și, foarte important, aprobate de autorități publice locale. Ultima cifră, la fel de rotundă, zice că peste 200 de organizații la firul ierbii, și vorbim aici despre organizații locale mici, au fost dotate cu diverse competențe, spre exemplu, descriere și gestionarea proiectelor, de gestionare și accesarea fondurilor. În continuarea acestei prezentări, urmează să scoatem în evidență 4 proiecte și echipe profesioniste, datorită cărora termenul de bună guvernare a fost pus în aplicare la propriu. Voi începe cu regiunea Nord. Participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor este considerată a fi drept un element cheie al unui stat care funcționează în baza unor principii democratice. Prin intermediul proiectului ProDem, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, implementat pe parcursul unui an, Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia și-a propus să abiliteze coaliția locală a societății civile în vederea implicării active în procesul decizional din cadrul primăriei municipiului Soroca. Sunt bucuroasă să ofer cuvântul doamnei Stella Babici, directoare de proiect a Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la acest eveniment foarte important. Într-adevăr, timp de un an, Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia a implementat proiectul ProDem, care a avut ca scop de a abilita coaliția locală a societății civile pentru a se implica activ în procesul decizional. Dacă m-aș referi la rezultatele pe care noi le-am obținut, avem atât rezultate calitative cât și cantitative. Pot să menționez despre faptul că la începutul proiectului eram puțini în cadrul coaliției, la acum suntem peste 25 de membri în cadrul coaliției, atât organizații neguvernamentale, cât și activiști civici. Am realizat foarte multe activități de advocacy, acțiuni care au contribuit la rezolvarea problemelor cetățenilor, care am ajutat ca administrația locală să înțeleagă care sunt problemele cetățenilor. Am încercat să ajutăm administrația, administrația locală, primăria municipiului Soroca, ca să implice societatea civilă în procesul decizional. Vă mulțumesc!
Și echipa de implementare a Fundației Konrad Adenauer apreciază foarte mult efortul dumneavoastră. Știm că exercițiul de comunicare cu autoritățile publice locale nu este deloc unul ușor. Într-adevăr. Exact, și ca să susținem și mai mult cei ce am povestit despre proiectul dumneavoastră, propun chiar să-l urmărim într-o scurt material video. Coaliția locală din Soroca este mai unită și organizată datorită proiectului ProDem implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia. În cadrul proiectului, cetățenii activi din raionul Soroca au avut posibilitatea să cunoască mai multe despre procesul decizional din regiune. Proiectul ProDem a avut ca scop de a abilita coaliția locală a societății civile în vederea implicării în procesul decizional la nivel local. În cadrul proiectului am avut mai multe activități, cum sunt ședințele coaliției locale, unde noi pregăteam recomandările pentru Consiliul Municipal. Inclusiv noi am transmis live ședințele Consiliului Municipal Soroca, ședințele comisiilor de specialitate a Consiliului Municipal, pentru ca societatea să cunoască și ca să oferim oportunitatea Consiliului Municipal de a fi transparent către comunitate. În cadrul proiectului au fost transmise live 17 ședințe ale comisiilor de specialitate și 7 ședințe ale Consiliului Municipal Soroca. Toate videourile sunt disponibile pe pagina de Facebook și pe site-ul euparticip.md. La fel, au fost organizate și desfășurate 17 ședințe ale coaliției locale. În cadrul acestora au fost examinate 50 de proiecte de decizii ale apeleurilor. Dar nu era o problemă și până acum societatea civilă, deși sunt mulți, foarte mulți reprezentați activi, dar erau nu știu cum răzlețiți. Și în cazul dat, datorită acestui proiect, ei au fost adunați împreună, de la diferite organizații, cu diferite interese, inclusiv cu diferite limbi, diferite etnii, și am fost adunați, sau ne-am adunat, mai corect spus, în această coaliție locală a societății civile, ca să arătăm autorităților că există și o putere, există o voce și că cetățenii nu există așa ca la autorități odată în 4 ani și s-au schimbat, nu. Cetățenii rămân și mai mult timp și unele probleme care nu au fost rezolvate de cei de anterior, ele trebuie menționate în continuare și cineva care să ducă acest mesaj, cineva din societatea civilă care rămâne, care nu schimbă, care nu are doar un mandat de 4 ani, fiindcă noi aici în Soroca avem un mandat de o viață, de fapt. Coaliția locală a elaborat mai multe recomandări la proiectele de decizie ale Consiliului Municipal. Una dintre problemele abordate a fost construcția stației de epurare. Dacă nu ar fi fost acest proiect, noi fiecare am fi în găoacea lor, ceva rezolva doar în domeniul nostru și atât timp cât avem și noi un proiect, poate. Dar acest proiect ne adună pe toți. Noi singuri între noi schimbăm opiniile și nu numai asta, dar mai vorbim și despre ce ai făcut tu, ca mai apoi să ne fortificăm cu toții. Noi, în parteneriat cu mai multe organizații care fac parte din coaliția locală, pentru că nu suntem doar noi singuri, am inițiat mai multe acțiuni de advocacy, cum am menționat anterior, anume pe problema stației de epurare. Din ceea ce cunoaștem noi la moment și răspunsurile pe care le avem de administrația locală, această întrebare este prima pe agenda zilei în cadrul primăriei. Din câte cunosc, deja s-au făcut unele ședințe unde am fost și noi invitați pentru soluționarea acestei probleme, adică consultarea mai multor specialiști de construcția stației de epurare. Transmisiunile live ale ședințelor Consiliului Municipal au avut un impact mare asupra activității societății civile. Unele transmisiuni erau urmărite de peste 5.000 de persoane concomitent. Fără suportul UE, acest proiect nu era să fie posibil de implementat, pentru că noi am primit acel suport de tehnică pentru a putea transmite aceste activități live, pentru a putea posta pe pagina euparticip.md toate proiectele de decizii, inclusiv persoanele care s-au ocupat totalmente de transmiterea și pregătirea acestor activități.
La fel, au fost organizate și desfășurate 14 activități de advocacy pentru promovarea recomandărilor propuse de către Coaliția Locală a Consiliului Municipal Soroca. Dintre acestea, 5 au fost acceptate. Dacă să ne referim la Eu Participăm De, este un site web pe care sunt transmise ședințele Consiliului Local. La fel, fac parte din el societatea civilă, Consiliul Local de Participare, Consiliul Raional. Deci e o monitorizare a autorităților publice de nivelul 2 și 1. Este benefic pentru atât consilieri cât și autoritățile executive, deoarece reflect în totalitate ședințele, comisii de specialitate și este un plus foarte mare pentru autorități, care ar trebui singure să reflecte transparent activitatea lor de zi cu zi. Proiectul DezvoltMD este implementat cu suportul unor organizații cu expertiză și experiență foarte solidă. Fiecare beneficiar al programului de granturi a primit suportul coordonatorilor regionali. În acest context, o invit pe Tatiana Sava, directoare de program Anticorupție și Integritate în cadrul Centrului Analitic Independent Expert Group, partenerul nostru regional în regiunea Nord, să ne povestească despre experiența sa de mentor. Bună ziua! Eu sunt Tatiana Sava și aș vrea să încep prin a spune că în prima parte sau în prima parte a implementării proiectului avem un lucru în comun împreună cu toți. Să fim sinceri, pandemia ne-a stricat tuturor planurile, făcându-ne pe fiecare parte a echipei proiectului să ne adaptăm, să învățăm și să lucrăm în două medii, online și offline. Mai important, beneficiarii proiectului, organizațiile non-guvernamentale, au trebuit să devină generatori de schimbare într-un timp extrem de limitat și rapid pentru a asigura reprezentarea celor vulnerabili și a drepturilor acestora, mai ales în timp de pandemie. Sunt mândră să spun că organizațiile mentorate de mine au putut să facă monitorizarea serviciilor sociale, monitorizarea serviciilor care asigură drepturile tinerilor, au făcut pledoarie pentru copii și persoane cu deficiențe de auz, au făcut pledoarie pentru participarea cetățenilor în procesul decizional, asigurând fie suport, fie presiunea necesară a autorităților, ca acestea să asigure un proces de guvernare locală transparent și participativ, mai ales în condițiile de pandemie. Impresionant însă pentru mine este că într-o perioadă atât de complicată, beneficiarii nu ne-au lăsat să uităm de problemele de mediu, de cultură, de păstrarea tradițiilor. Totodată ei au reușit chiar și online să asigure o comunicare și o legătură intercomunitară de care eu ca mentor mă simt mândră și eu ca mentor am avut de învățat. Atâtea au fost din partea mea. Tatiana, îți mulțumesc. Noi de asemenea apreciem sinceritatea și am fost și noi sinceri cu noi când am înțeles că pandemia ne-a răsturnat toate planurile. Este un moment probabil oportun să spunem că beneficiarii au fost foarte flexibili și s-au adaptat foarte repede recomandărilor și astfel împreună am reușit să depășim acest risc și iată-ne la o prezentare intermediară a rezultatelor care nu era să fie posibilă nici fără contribuția beneficiarilor, dar nici fără implicarea partenerilor regionali. Chiar dacă majoritatea primăriilor de la noi din țară se declară transparente și deschise spre comunicare cu populația, pe parcursul ultimilor decenii se constată o implicare tot mai pasivă a cetățenilor în viața comunităților din care fac parte. Prin intermediul proiectului Sporirea Participării Civice în procesul decizional în satul Tohatin,
Centrul de Informare și Resurse Pro Bono și-a propus să creeze instrumente durabile de colaborare și implicare a OSCE-urilor și APL-urilor din Comuna Tohatin pentru a identifica și, găsi soluții pentru probleme locale. O salut pe Doina Vârlan, manager de proiect Tineret și Educație a Centrului de Informare și Resurse Pro Bono, pe care o invit să ne spună mai multe despre experiența de implementare a acestei frumoase inițiative civice. Bună ziua, stimați parteneri, donatori, beneficiari ai proiectului de granturi. Centrul de Informare și Resurse Pro Bono a fost organizația implementatoare a proiectului Sporirea Participării Civice în procesul decizional în satul Tohatin și a avut drept scop crearea de instrumente durabile de colaborare și implicare a organizațiilor societății civile, grupuri de inițiativă și APL din Comuna Tohatin pentru a identifica și a soluționa probleme locale. În urma activităților desfășurate s-a observat un nivel ridicat de lipsă de informare a populației din regiune, considerând neimportantă implicarea acestora în activitatea APL-ului, ceea ce denotă că există sau a existat de fapt o problemă de comunicare. Dar ne bucurăm că acest proiect a reușit să pună un fundament bun pentru a schimba situația curentă și pentru a îmbunătăți. În cele 9 luni de proiect a fost elaborat un document care a identificat deficiențele la nivel de comunicare APL și OSCE din Tohatin și în baza acestui document a fost realizat un plan de comunicare cu recomandări practice privind soluționarea problemelor depistate. A fost organizat un set de instruiri pe diverse tematici, cum ar fi bugetarea participativă, democrație participativă, identificarea problemelor în mod participativ. Totodată, în cadrul proiectului, a fost elaborat și un chestionar sociologic care a avut drept scop evaluarea gradului de implicare a societății civile în procesul decizional. Rezultatele chestionarului au fost discutate în cadrul unei întâlniri online cu reprezentanții primăriei și a societății civile. Deși au existat anumite impedimente luând în considerație situația în care ne aflăm, ne bucurăm de rezultatele acestui proiect, în mod special pentru posibilitatea de a motiva tinerii în procesul decizional în cadrul APL-ului. Vă mulțumesc! Doina, mulțumim pentru intervenție. Propun să urmărim materialul video despre acest proiect. Începând cu anul 2020, mai multe OSCE-uri și cetățenii Comunei Tohatin vor colabora mai activ cu administrația publică locală pentru soluționarea problemelor din comunitate. Acest lucru a fost posibil datorită proiectului Sporirea Participării Civice în procesul decizional în Tohatin, implementat de Centrul de Informare și Resurse Pro Bono. Scopul proiectului Sporirea Participării Civice în procesul decizional în Comuna Tohatin a fost de a realiza o serie de activități, instruiri pentru a îmbunătăți relația dintre APL și localnicii Tohatin. În urma realizării acestor activități, noi am descoperit că localnicii nu sunt informați că ar putea să se implice în procesul decizional și de asemenea consider că e ceva neimportant. În cadrul proiectului a fost realizat un studiu unde au fost identificate cele mai stringente probleme ale comunei. La fel, a fost creată o strategie de comunicare mai eficientă dintre cetățeni, OSCE și administrația publică locală. În urma celor 9 luni de proiect s-au realizat următoarele. A fost elaborat un document prin care s-a demonstrat și s-au găsit acele deficiențe comunitare pe care le întâlnesc localnici în Comuna Tohatin. De asemenea, s-au adus o serie de recomandări cum ar putea să le depășească și în toate aceste activități am încercat să implicăm atât primarul Comunii Tohatin, reprezentanții APL-ului, reprezentanții OSCE-urilor, tinerii activi de aici și respectiv și localnicii din Comuna Tohatin. De asemenea, s-a realizat o serie din 3 instruiri cu scopul de a educa localnicii din Comuna Tohatin cu privire la democrație participativă, bugetare participativă și identificare problemelor în mod participativ și altele. Funcționarii primăriei au primit rezultate acestui studiu și desigur că fiecare citindu-l se gândește a procedat corect sau nu, lucrează într-un criteriu pozitiv sau nu lucrează, ce ar putea să schimbe. Fiecare gândește la chestiile astea.
iată, bună oară, anul acesta, Consiliul Tineret, de a mă îndrăzneți, păsesc pragul primăriei, deschid ușa primarului, dau întrebări, dau un fel de idei, e un lucru bun. Voluntarii care au participat în cadrul acestui proiect, dar și cetățenii, au avut posibilitatea să vorbească direct cu administrația publică locală și să identifice cele mai bune soluții pentru problemele existente. În cadrul acestui proiect am avut ocazia să fac cunoștință cu multe persoane care au o influență în procesul decizional. Am avut ocazia să mă implic în multe grupuri de inițiativă care cumva m-au ajutat să înțeleg care este metoda de a comunica între APL și ONG. Deși mă așteptam la o comunicare mult mai asertivă dintre APL și ONG, cumva eu mă simt ascultată, mă simt cumva auzită de APL. În urma acestor instruiri de pro bono, am reușit să îmi dobândesc experiența de viață și cred că în viitor o să am nevoie de aceste cunoștințe. În final au fost realizate câteva proiecte comunitare în parteneriat cu APL, cu implicarea nemijlocită a OSC-urilor pentru soluționarea problemelor identificate. În cadrul întâlnirilor am învățat foarte multe. Am încercat să sar peste careva frici, cum ar fi discuția cu un primar, care nu se efectuează în fiecare zi și cumva ești puțin sceptic să vorbesc primar sau să nu vorbesc. În cadrul acestor întâlniri, am înțeles că primarii, consilieri sunt aceleași persoane ca și noi, care uneori au chiar și aceleași probleme care imagină și care pot fi rezolvate sau pot fi aduse idei noi împreună. Și pe viitor îmi va fi util de asemenea, pentru că atunci când voi avea o problemă, voi pleca împreună cu împreună la primar, la consilieri și voi încerca să mi dobândesc dreptatea sau chiar și problema să mi-o rezolv alături de primărie și cu ajutorul primăriei. Datorită acestui proiect, cetățenii din Tohatin au aflat mai multe despre oportunitățile din sat. De asemenea, aceștia au înțeles că colaborarea cu administrația publică locală este un avantaj pentru ambele părți. Cred că în fiecare localitate trebuie să fie implementate astfel de proiecte, pentru că mulți tineri, chiar și persoane mai adulte, nu sunt informate, mai ales în localitățile rurale care poate oportunitățile la studii nu sunt atât de bune cum în Tohatin, care este o localitate foarte aproape de oraș, unde majoritatea tinerilor învață în oraș anume. Și asta o să le prind într-adevăr bine. Echipa Pro Bono a fost ghidată de partenerul proiectului pentru Regiunea Centru și anume Asociația pentru Politică Externă, în particular de Ludmila Nofit, coordonator de proiect, căreia îi ofer cuvântul. Bună ziua, stimați parteneri! Neri, dragi colegi, mărată audiență, mă bucur nespus de mult că am ajuns la etapa când putem să comunicăm publicul larg rezultatele, fie ele intermediare, dar foarte importante, obținute de către beneficiarii noștri din cadrul acestui program de grant. Cert este faptul că acest proiect a oferit o serie de posibilități de mobilizare a participării active civice în rândul cetățenilor Republicii Moldova pentru beneficiul nostru comun. În același timp, vreau să remarc că datorită susținerii financiare considerabile din partea Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer, organizațiile societății civile la nivel local și regional au fost posibile să implementeze proiecte inclusiv în regiunea centru, proiecte ambițioase în diverse domenii de intervenție, devenind niște agenții a transformărilor democratice, calitative în comunitățile lor.
Printre cele mai importante rezultate care au fost înregistrate în regiune, centru de către beneficiarii noștri, aș putea enumera câteva, cum ar fi crearea și mobilizarea grupurilor de acțiune civică prin intermediul bibliotecarelor, dintre raioane ale țării, Ungheni, Căușeni și Telenești, sau mai multe UNG-uri locale, regionale, inclusiv din localitățile precum Aninino, Ialoveni, Călăraș, Ungheni și multe altele din regiunea centru, și a consolidat capacitățile instituționale ce ține de managementul proiectelor, inclusiv și de participarea în procesele decizionale politice la nivel local, un lucru la fel important. Un alt rezultat a fost dezvoltarea, stabilirea și consolidarea parteneriatelor dintre OSCE-uri și ATL-uri locale în scopul identificării problemelor, dar și identificării soluțiilor optime pentru problemele identificate. Desigur, rezultatele sunt foarte multe, dar mă voi opri aici și vă încurajez pe cei care ne urmăresc să acceseze pagina web a programului de grant www.dezvolt.md pentru a urmări și alte rezultate care vor fi implementate de către beneficiari în proces de implementare. Iar în încheiere vreau să exprim încă o dată mulțumiri beneficiarilor care și-au realizat proiectele în cadrul primului apel de proiect. Totodată țin să mulțumesc donatorilor acestui proiect, Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer pentru încrederea acordată, suportul și susținerea financiară oferită. Multe realizări cu impact și succese tuturor! Mersi foarte mult! Ludmila, îți mulțumim pentru intervenție, dar și pentru efortul echipei. Știm că este unul deloc ușor. Propun să trecem, să parcurgem regiunea, să trecem la regiunea sud a Republicii Moldova. Dezvoltarea transparenței și a comunicării eficiente dintre autorități publice locale și cetățeni tinde să aducă plus valoare comunităților din raionul Cahul. Datorită unui șir de activități în viața comunităților, pot fi atrase tot mai activ, spre exemplu, persoanele plecate peste hotare, diaspora. Aceste concluzii au stat la baza proiectului creșterea gradului de transparență a 5 autorități publice locale din raionul Cahul, implementat pe parcursul unui an de către Asociația Obștească Cahul 2030. Astfel, cetățenii interesați de activitatea autorităților publice locale din această regiune au putut viziona online ședințele Consiliului Municipal Cahul și ale Primăriei Cahul. În cadrul proiectului au fost produse 43 de emisiuni cu participarea aleșilor locali și a reprezentanțelor societății civile, unde au fost discutate principalele probleme din municipiu. Mai multe ne poate povesti Vitale Hotnogu, coordonatorul proiectului. Bună ziua, stimați colegi și parteneri! În primul rând, vreau să mulțumesc Uniunii Europene și Fundației Konrad Adenauer pentru încrederea și susținerea acordată. Proiectul nostru a vizat creșterea gradului de transparență în procesul decizional. Datorită suportului Uniunii Europene, cetățenii raionului Cahul au fost informați permanent, corect, precis și echidistant privind acțiunile administrației publice locale. Am realizat transmisiuni live de la ședințele Consiliului Locale, monitorizare deciziilor Consiliului Municipal Cahul, a dispozițiilor primarului municipiului Cahul. Am discutat cu reprezentanții APL și a societății civile despre procesul decizional, în dorința de a lămuri cetățenilor, pe interesul cetățenilor, aceste procese destul de complicate. După părerea noastră, toate acestea reprezintă un must-do pentru primăriile și consiliile raionale din țară, administrațiile publice locale, care într-adevăr doresc să asigure o transparență a procesului decizional. Astăzi este greu de imaginat o ședință a Consiliului Raional sau Municipal Cahul, care nu este transmisă live, mai ales că aceste activități sunt o soluție pe timp de pandemie pentru a menține contactul dintre cetățeni și administrația publică locală. Vreau să menționez că acest program pentru noi, într-adevăr, a fost unul de dezvoltare de reprezentanții ai societății civile. Acest proiect ne-a permis să ne dezvoltăm capacitățile organizaționale, capacitățile tehnice, dar și să îmbunătățim cunoștințele în domeniul administrației publice locale. Acest proiect, cu siguranță, ne va permite să continuăm activitatea după finisarea grantului și să nu slăbim procesul de monitorizare a APL. Vă mulțumesc!
Vitalie, vă mulțumim foarte mult pentru efortul depus. Sustenabilitatea este într-adevăr un principiu foarte important atunci când am selectat proiectele. După cum ați observat, proiectul dumneavoastră a fost și este apreciat. Și haideți să înțelegem mai bine despre ce este această inițiativă. Vă invit să urmărim materialul video. Cetățenii municipiului Cahul au posibilitatea să vizioneze în direct ședințele primăriei, Consiliului Raional și chiar unele ședințe ale comisiilor. Acest lucru este posibil datorită proiectului Creșterea gradului de transparență a primăriei și a Consiliului Municipal Cahul, implementat de Asociația Obștească Cahul 2030. În primul rând, am abordat procesul decizional în ansamblu. Nu-i de ajuns doar oamenii să vadă ceea ce se întâmplă în cadrul ședinței. Pe de-o parte, mulți pot să nu înțeleagă ceea ce se discută, dar e foarte important ca să vadă fără niciun fel de comentarii, fără niciun fel de intervenție din partea unei terțe părți, ceea ce are loc în cadrul ședinței. Apoi, noi am încercat ca un al doilea lanț, un al doilea pas, a fost să încercăm să lămurim noi ceea ce am înțeles despre această ședință, despre procesul decizional în ansamblu, și al treilea pas să chemăm pe cei implicați în acest proces decizional ca ei să lămurească punctul lor de vedere, de ce au decis așa sau altfel. Și în acest mod noi am crezut că putem face mult mai transparent atât activitatea primăriei Cahul, cât și activitatea Consiliului Municipal Cahul. În cadrul proiectului au fost produse 43 de emisiuni cu participarea aleșilor locali și a societății civile. În cadrul emisiunilor au fost discutate cele mai importante probleme ale municipiului Cahul. Pentru municipiul Cahul, care astăzi beneficiază de o asistență importantă din partea comunității europene și a mai multor donatori, factorul sau criteriul transparență și bună guvernare este definitoriu în accesibilitatea, credibilitatea pentru aceste fonduri. Ne propunem și în ultimii ani, într-adevăr, am realizat mai multe acțiuni sau proiecte mici capabile să ofere mai multe informații, acces la informații, transparență, tot ceea ce înseamnă utilizarea banilor sau bugetului public, a finanțelor publice, și mă refer aici la cât mai multe consultări, la procesul de bugetare participativă. Este foarte important implicarea în aceste grupuri de lucru tematice a reprezentanților societății civile sau unor grupuri de cetățeni organizate care au competență sau interes de a se implica în dezvoltarea anumitor proiecte. Ce ține de organul deliberativ, la fel este important ca în cadrul comisiilor specialitate să fie invitați cetățeni sau persoane la fel care să-și dea cu părerea despre proiectele decizie care se intenționează a fi aprobate. Tot în cadrul proiectului au fost transmise online 8 ședințe ale Consiliului Municipal Cahul. Aceste transmisiuni sunt foarte utile și pentru administrația publică locală, care poate revedea orice ședință, cum s-a votat și cu ce propuneri au venit consilierii. Toate videourile sunt disponibile online pe pagina de Facebook ziuadeazi.md. Ședințele Consiliului Municipal, spuneam, este organul deliberativ care decide asupra chestiunilor ține de finanțe, de patrimoniu, de dezvoltarea municipalității. Deci aceste ședințe să fie accesibile cetățenilor, sunt transmise online. Mă bucur că există acest portal și platformă care ședințele Consiliului Municipal Cahul sunt transmise live, deci cetățenii văd, scriu comentarii, vin cu propuneri. În felul acesta oferim un proces decizional transparent. La fel, au fost elaborate 6 rapoarte de monitorizare a procesului de achiziții publice a primăriei municipiului Cahul, 11 analize a dispozițiilor primarului municipiului și au fost elaborate 67 de articole privind activitatea administrației publice locale. Inițiativele de a transmite live sunt foarte bune deoarece și importante, deoarece prin intermediul acestor transmisii live noi aflăm care este
este situația, procesele decizionale, care este bugetul, cum se gestionează și alte inițiative care un simplu cetățean ar putea afla. Coordonatorul proiectului susține că transmisiunea live a ședințelor primăriei și a Consiliului Raional ar trebui să devină o normalitate și să fie organizate în mai multe localități din țară. Feedback-uri negative nu am primit. Primeam feedback-uri gen cum putem lua video-ul. În primul rând, ceea ce facem este foarte util pentru secretariatul Consiliului. Ei acum au posibilitatea de a revedea, reauzi ceea ce se întâmplă și a face un proces verbal foarte calitativ. În al doilea rând, este util pentru singurii aleși locali, fiindcă sunt momente când apar întrebări cine cum a votat, care a fost numărul de voturi. Transmisiunea care o facem poate face mai multă lumină în ceea ce s-a întâmplat, fiindcă nu se intervine, nu este montat, este live, ceea ce s-a întâmplat, ceea ce este pe ecran. Plus, unii care participau înainte la ședința Consiliului, sala Consiliului Municipal este una foarte mică și în afară de consilieri în cap maxim 50 de persoane, de asta maxim full, acum practică să deschidă Facebook-ul și să vadă transmisiunea, fiind parte la această ședință și continuându-și activitatea zilnică, fără sta în sala de ședință unde sunt multe persoane. În regiunea sud a țării, proiectul a fost susținut de Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, și o invit pe colega noastră Cristina Berlinski, coordonatoare de proiect, să ne povestească despre experiența ei de parteneriat cu beneficiarii din regiunea respectivă. Bună ziua, stimați parteneri, beneficiari, colegi! Dezvoltarea societății civile la nivel local este foarte importantă pentru valorile fundamentale și democratice ale oricărei țări. Încurajarea organizațiilor societății civile să promoveze și să monitorizeze transparența și responsabilitatea instituțiilor publice la nivel local, inclusiv prin implementarea acordului de asociere, a fost posibilă doar datorită programului de granturi în cadrul proiectului Dezvolt.md. În calitate de partener pentru regiunea Sud, Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, a coordonat și mentorat 28 de proiecte, a căror scopuri au sporit gradul de gândire critică al cetățenilor, libertatea de exprimare și participare la nivel local prin colaborarea cu autoritățile publice locale, mass media locală, au promovat democrația participativă și a principiilor bunei guvernări prin formarea și consolidarea capacităților liderilor comunitari, a facilitat creșterea gradului de transparență a activității autorităților publice locale prin informarea corectă a cetățenilor despre acțiunile autorităților locale, au îmbunătățit colaborarea între cetățeni, organizații ale societății civile și autorități publice locale în vederea abordării comune a problemelor cu care se confruntă și se împiedică dezvoltarea locală. Desigur, au promovat accesul liber și sigur al persoanelor cu dizabilități la informație corectă, au monitorizat politicile publice în domeniul mediului, au eficientizat digitalizarea și transparentizarea primăriilor și altele. Experiența ADEPT în calitate de partener regional a contribuit la îmbunătățirea și dezvoltarea dialogului organizației cu sectorul civil la nivel local, a consolidat capacitatea ADEPT de a susține creșterea nivelului de participare a cetățenilor la viața publică la nivel local și, desigur, a sporit vizibilitatea organizației în regiune.
Proiectul Dezvolt Pihmidei continuă cu îndrăzneală să-și aducă aportul la evoluția unui cadru favorabil pentru dezvoltarea unei societăți civile active, ce reprezintă într-adevăr necesitățile cetățenilor în fața structurilor guvernamentale locale, și anume prin traseul deschidere, dialog productiv și împreună. Tina, noi împărtășim de fapt aceleași concluzii și apreciem foarte mult că suntem pe aceeași lungime de undă. Îți mulțumim pentru efortul tău și al echipei ADEPT. Ultimul proiect pe care urmează să-l prezentăm ține de Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, unde Asociația Obștească Feedback a conceput proiectul Start 2. Acesta este de fapt un vehicul de stimulare a ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, cu vârstă cuprinsă între 15 și 18 ani. Echipa Feedback a sesizat carențe în oferta de activități extracurriculare disponibile tinerilor din Republica Moldova, dar și un nivel scăzut de ocupare în rândul acestei categorii de persoane. Proiectul și-a propus să lanseze un program de educație socială și financiară suplimentară dedicat tinerilor din 3 licee din centrul raional Basarabeasca. Pavel Iovcev, coordonator proiect al Centrului de Inițiative pentru Tineret Feedback, ne va spune mai multe despre importanța acestui proiect în Basarabeasca. Добрый день, уважаемые коллеги! В первую очередь от имени команды общественного объединения «Фидбэк» хочу выразить благодарность Европейскому Союзу и фонду Конрада Аденауэра в Молдове за помощь и содействие в реализации проекта «Стар-2» в Басарабяске. Основной целью проекта было содействие занятости и развитию молодежи через продвижение добровольческого движения в Басарабяске и посредством неформального социально-финансового образования. Данный проект предусматривал стимулирование инициативы молодежного предпринимательства, содействие трудоустройству, освоение важных жизненных навыков и таким образом не только ограничивался формированием активных граждан, но и способствовал социальной интеграции молодых людей. Вся программа «Старт-2» направлена на укрепление коммуникации и сотрудничества между населением, инициативными группами молодежи, молодежным объединением, местными властями и образовательными учреждениями. Она поможет в дальнейшем совместно выявлять причины и находить решение некоторых местных проблем своими силами. Внедрение социально-финансового образования для молодежи облегчит молодым людям, бенефициарам проекта, поиск путей трудоустройства, поможет развить творческое начало, воспитает готовность и способность выявлять проблемы и находить пути их решения, а также будет содействовать приобретению финансовой самостоятельности в будущем, что в свою очередь позволит создать экономическую альтернативу миграции молодых людей из Басарабяски. А взаимодействие администрации школ, местных районных органов власти, общественных организаций станет хорошей основой для дальнейшей деятельности, направленной на развитие и продвижение волонтерской деятельности в Бессарабском районе. В течение года было проведено более 30 мероприятий, в которых приняло участие около 600 человек. Примечательно, что уровень участия молодежи был очень высок, ведь в каждом мероприятии проекта количество участников всегда превышало запланированное. Активное участие в проекте молодежи, учебных заведений, содействие со стороны администрации районного и местного совета, по нашему мнению, доказывает важность и актуальность этого проекта. Поэтому мы считаем, что есть необходимость внедрения подобных проектов в будущем, и не только в Бессарабском районе, но и в других населенных пунктах. Спасибо за внимание. Pavel, spasiba za vaše slova. Vă invit să vizionăm împreună ultimul reportaj despre această frumoasă inițiativă. Conform ultimelor date publicate de Biroul Național de Statistică, rata de angajare în câmpul muncii a tinerilor din Moldova este foarte mică. Unul dintre motive ar fi informarea insuficientă a tinerilor despre potențialele proiecte în care aceștia s-ar putea implica. În anul 2020 a fost lansat programul pentru promovarea și autorealizarea tinerilor în societate, Start 2. Datorită acestuia, tinerii din raionul Basarabeasca au devenit mai activi și conștiincioși în legătură cu totalitatea oportunităților existente.
Основной целью этого проекта – это содействие занятости и развитию молодежи в Басарабяске через продвижение добровольческого движения и посредством неформального социально-финансового образования. Pentru a fi la curent cu oportunitățile existente în localitate, cetățenii au fost informați constant despre acesta. Prin urmare, peste 5.000 de locuitori ai raionului Basarabeasca au aflat mai multe despre activitatea centrului, dar și proiectele implementate de acesta. Самым тяжелым было для меня это когда я с молодежью помогал молодежи привлекать людей и объяснять им, что вот то, что мы делаем, это бесплатно, и это во благо города. Но не все этого понимают. Они считают, что мы работаем за деньги, хотя они здесь глубоко ошибаются. А донести до человека это является самым тяжелым, потому что у него есть свое мнение и видение. Мне понравилось то, что была возможность общаться с людьми, которые тоже хотят развиваться в этой сфере. У нас было много интересов, то есть каждый был увлечен разговором, и было понятно, что каждый что-то имеет в виду, но именно по этой теме. То есть у нас у всех была общая цель научиться чему-то определенному. И тем самым мы помогали друг другу и общались друг с другом, и поэтому была возможность именно общаться. Вот, скорее всего, общение и полученные знания мне больше всего понравились. În cadrul proiectului a fost organizată Săptămâna Lucrurilor Bune. Timp de 7 zile, tinerii din orașul Basarabeasca s-au implicat activ în îmbunătățirea calității vieții din localitate. Aceștia au renovat o stație de așteptare, au ajutat bătrânii, au vopsit marcaje pentru persoanele cu vedere slabă. Была организована национальная неделя волонтерства, в котором приняли участие учащиеся из 4 учебных заведений, это 3 лицея и гимназия. Также приняли участие государственные учреждения, это детские садики, молодежный центр «Феникс», другие организации. Было проведено в рамках недели волонтерства 22 акции, 22 добрых дела. Tot în cadrul START 2 a fost organizată Luna Educației Sociale Economice pentru Tineri. În cadrul celor 8 evenimente și 4 traininguri, tinerii au deprins cunoștințele de bază pentru scrierea și calcularea bugetului pentru implementarea unui proiect. Proiect меня ознакомил, так скажем, во-первых, на что он был направлен, это на социально-финансовое образование молодежи. И, естественно, в рамках этого проекта, благодаря поездкам, тренингам, летней школе, я научился, во-первых, писать проекты. Конечно, я не смогу на профессиональном уровне там, написать какой-то фонд на очень крупную сумму, однако на какие-то маленькие, там, до 5 до 10 тысяч лей, это ну, запросто. Еще в рамках этого проекта я понял, что такое командная работа, что сам ты никогда ничего не сделаешь. У нас был тренинг по написанию проекта. Мне этот тренинг очень понравился. Было все четко, ясно обговорено. И мне очень нравилось, что во время проекта у нас было состязательное какое-то соревнование, потому что кто выиграет проект, из одной школы мог выиграть только один проект. И мне понравилась эта идея, то, что люди делают проекты более продуманными, более интересными и качественными, да. Но больше всего я взяла это написание проектов. Я не буду останавливаться. Мы пишем проекты всегда, когда есть какие-то возможности, неделя волонтерства, что угодно, мы всегда пишем проекты. То есть я считаю, что написание проектов – это одна из главных целей всего этого проекта, потому что если молодежь не будет уметь писать проекты грамотно, правильно, качественно, то, соответственно, не будет ни одного выигранного проекта и качественно реализованного. Autoritățile din Basarabeasca susțin proiectul START 2, implementat de Centrul de Inițiative ale Tinerilor, Feedback. Potrivit vicepreședintelui raionului, Petru Scutar, Consiliul se implică, în limita posibilităților, în cadrul fiecărei activități organizate. La moment, tineretul nostru cum iese după școală, undeva un 10-20% dacă se duce la învățat, alții se duc după graniță și lucrează la negru sau cum s-ar zice, în alte țări străine lucrează. Pentru noi, implicarea tinerilor este un lucru foarte important. Tineri avem puțini care se antrenează în lucru cu voluntariatul. Și noi numai suntem pentru așa băieți activi. Наш проект, который мы реализовывали с моим коллегой, с моим одноклассником Андреем Кифаряком, мы подошли к нашим местным органам властям,
Они очень были открыты, они предоставили нам помощь в проекте. Мы устанавливали информационные знаки для школ, где находится школа, то есть для того, чтобы люди могли доехать до школы, потому что наша школа находится, не все, точнее, школы находятся на главных улицах. Поэтому местные органы власти с удовольствием пошли с нами на контакт, предоставили нам всю помощь, может, не финансовую, но рабочие руки, и они были открыты к нашим предложениям. La finalul Start 2 a fost organizat un concurs de scriere a proiectelor. Prin urmare, participanții au putut să redacteze de sine stătător propriile propuneri. În cele din urmă, 4 dintre cele 10 inițiative înaintate de elevi au fost implementate în școlile din Basarabeasca. Prin acest proiect, tinerii au învățat sau au înțeles cât de importante sunt totuși proiectele și că ele sunt viitorul, de fapt, a țării noastre în general. Ei foarte multe au învățat prin intermediul acestor proiecte ce înseamnă să argumentezi, ce înseamnă să găsești o idee de proiect, ce înseamnă să o implementezi. Și asta toate au făcut ei de sine stătător. Este o experiență de nedescris pentru ei, pentru că au mândria asta că au putut și ei să facă ceva. Когда я только начала писать, я думала о том, чтобы наш лицей Матей Басараб был разносторонне развитым, то есть чтобы ученики были не только умственно развитые, но также и физически. То есть это первое. После того, как мы уже закупили оборудование, когда все уже было установлено и фитнес-зал был готов, много учеников просились, чтобы их включали в различные группы, которые будут тренироваться в этом фитнес-зале. То есть желающих было очень много. И это больше всего вообще радует. Nu știu cum dumneavoastră, dar mie mi-a făcut o plăcere deosebită să văd în acest material video atâtea fețe luminoase și tinere. Mulțumim Centrului Feedback pentru această inițiativă. Țin să menționez că proiectul a fost ghidat de Centrul European Pro-Europa din Comrat, iar Alexandru Cristioglu, membru al echipei partenerului regional, va veni cu o scurtă apreciere a rezultatelor intermediare. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, как сказали, подытожу работу всех наших бенефициаров. Наша организация является в регионе Тогузи, Тараклии и Бесарабка. Как отметили, мы являемся партнерами. И данный проект, вернее, проекты наших бенефициаров способствовали активизации развития гражданского общества на местном уровне. Одним из важных компонентов, мы бы отметили в реализации проектов, является тесное сотрудничество с органами местной власти и гражданским обществом. Важно, что результатом всего этого стала совместная работа и вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений, применяя подход снизу вверх, чтобы были все услышаны граждане. Также на наш взгляд, стоит отметить работу бенефициаров, которые работали с доступом информации всех граждан, так как этот компонент важным стал очень во время пандемии. Благодаря финансовой поддержке доноров были созданы и реанимированы официальные сайты населенных пунктов. У кого-то они были, у кого-то нет. Они позволили всем заинтересованным гражданам находить ту информацию, которая им нужна, могли находить решение совета, если решался вопрос граждан или конкретно кого-то, либо задавать вопросы. И это все онлайн, не выходя из дома. Это было очень удобно. Ну и стоит отметить молодежь. Это огромный потенциал, учитывая важность вовлечения также в процесс принятия решений на местном уровне. Велись тренинги, обучающие визиты на производственные площадки, практические занятия и, конечно же, непосредственная реализация своих мини-идей, мини-проектов.
Самым главным стоит отметить, что все достигнутые результаты были возможны благодаря финансовой поддержке Европейского союза фонда Конрада Денауэра. Мы благодарим вас, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо команде КАС с Кишинева, они нас поддерживали и до сих пор поддерживают. Благодарим вас. Спасибо. Mulțumim foarte mult pentru cuvintele tale și pentru intervenție. Colaborarea este, este reciproc plăcută. Și, de fapt, am privit 4 istorii. Am produs, de fapt, mult mai multe și planificăm să facem asemenea filme, filmulețe pentru foarte multe proiecte. Astăzi avem peste 100 de proiecte finanțate în baza a 100 de contracte de grant. Ne mai așteaptă o muncă foarte, foarte importantă în față, pentru că 40 din acele 100 de proiecte sunt în continuare în proces de implementare. După cum ați înțeles, noi ne apropiem de închiderea evenimentului. În mod tradițional, la această etapă, cred că aș fi lansat o invitație la o discuție neformală, la o cafea. Ținem cont de faptul că situația epidemiologică nu ne permite acest lucru și sper foarte mult, sincer, sper mult să avem ocazia să ne revedem într-un format fizic, să avem și o parte de implicare personală, de a ne cunoaște mult mai aproape, de a împărtăși experiențele în cadrul probabil evenimentului de totalizare. Sper că formatul deja nu va fi o barieră și vom putea să ne vedem pe viu. Apreciez foarte mult efortul fiecăruia depus în acest proiect la această etapă intermediară. Acesta nu este un cuvânt de luat rămas bun, pentru că până la finalul proiectului mai sunt 8 luni, 8 luni de provocări și 8 luni de muncă. Nu-mi rămâne decât să vă urez foarte mult succes în activitatea pe care o faceți. Sper ca pandemia să nu mai fie un risc pentru niciunul dintre proiectele pe care le-am finanțat. Să fiți sănătoși și numai bine vă doresc. La revedere!